Cum ar putea fi integrată urgent Ucraina în NATO? Potrivit Financial Times, oficialii ucraineni și occidentali au în vedere un model teren pentru NATO pentru a pune capăt războiului. Ucraina și aliații săi occidentali discută despre un posibil compromis în baza căruia Kievul ar putea obține aderarea la NATO în schimbul unei soluții diplomatice la problema teritoriilor ocupate de Rusia în viitor. Strategia Germaniei de Vest a fost de a clarifica faptul că granițele sale erau temporare. A trebuit să suporte împărțirea pentru o perioadă nedeterminată de timp, dar să nu o accepte și să refuze să folosească forța pentru a recuceri Germania de Est. Ucraina trebuie să definească o frontieră apărabilă din punct de vedere militar, să fie de acord să nu desfășoare trupe, probabil trupe partenere sau arme nucleare pe teritoriul său în mod permanent, cu excepția cazului în care există o amenințare de atac și să se abțină de la folosirea forței dincolo de acea graniță decât în autoapărare. Aderarea la NATO ar fi prezentată Moscovei ca un fapt împlinit.